stimați invitați și dragi romașcani! Așa cum am anunțat cu câteva luni în urmă, astăzi, 23 noiembrie, suntem bucuroși să inaugurăm fabrica de la Roman a grupului german AMF Bruns. Suntem o companie germană ce a luat ființă în 1958, o afacere de familie cu tradiție, care a crescut progresiv în toți acești ani, ajungând să fie cunoscută la nivel mondial. Producem sisteme de transport, convoioare, benzi transportoare, rampe auto și sisteme de ridicare pentru persoane cu dizabilități. În decursul a 7 luni, am reușit împreună cu toți cei implicați să ridicăm la Roman o fabrică la cele mai înalte standarde tehnologice. Alături de toți colaboratorii noștri, am ajuns astăzi în acest moment de sărbătoare. După cum am anunțat și la ultimul nostru comunicat, AMF Bruns a ales orașul Roman pentru a se dezvolta după ce a prospectat alte țări și chiar alte orașe din țară. Orașul Roman a rămas favorit datorită trecutului său metalurgic, datorită poziționării geografice și, nu în ultimul rând, datorită autorităților care au arătat o deschidere deosebită față de acest proiect. Un mare merit îi revine domnului deputat Dan Laurențiu Leureanu, care ne-a susținut de la București și prin care am reușit să dezvoltăm proiectul AMF Bruns Roman. Mulțumesc domnului primar Leonard Achiriloai, care ne-a susținut în toată această perioadă. Mulțumesc domnului prefect George Lazăr, care știm cu toții că sprijină și încurajează dezvoltarea județului Neamț și în special a Romanului ca oraș natal. Avem încredere că autoritățile locale ne vor sprijini și la viitoare proiecte pe care compania noastră le va dezvolta la Roman. Îndemn romașcanii care vor să facă parte din acest proiect să vină alături de noi pentru a putea împreună să aducem un plus comunității mușatine. Mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți, mulțumesc echipei mele pentru suport și implicare. Mulțumesc! Domnule primar! Da, mulțumesc, domnule director! Vreau să vă spun că este o bucurie pentru mine să fiu astăzi prezent la un eveniment economic important din municipiul Roman. Și de ce este important? Atât din punct de vedere al investiției, o investiție importantă de circa 7 milioane de euro, dar totodată este vorba și de crearea unor noi locuri de muncă, zeci de locuri de muncă, care sunt, iată, începând cu acest moment, disponibile la compania AMF Bruns. Am fost alături de acest proiect și l-am susținut. Acest lucru este foarte important pentru o comunitate. Dezvoltarea unei comunități nu se poate face decât în strictă legătură cu dezvoltarea economică. De aceea trebuie să existe acest parteneriat durabil pe termen mediu și lung cu sectorul economic. Eu asigur compania dumneavoastră, colectivul de aici, că voi fi un partener pe toată perioada de existent acestei companii și a mea de primar al municipiului Roman. Mă bucur că au ales orașul Roman, un oraș în plină dezvoltare, și că au găsit aici atât o poziție favorabilă, cât și forță de muncă calificată, așa cum spunea și domnul director mai devreme, și sunt convins că dezvoltarea și succesul vor fi asigurate. Vă urez mult succes tuturor și să aveți, cum se zice, rezultate economice cât mai bune, având în vedere că aveți la dispoziție, înțeleg, piața Europei de Est și nu numai, iar compania activează la nivel mondial. Numai bine și mult succes vă doresc! Bună ziua, vă spun și eu. Felicitări în primul rând, domnule director Slavnea, și echipei dumneavoastră pentru investiția pe care ați creat-o la Roman. Investiție importantă de aproximativ 7 milioane de euro, de punctat că parte din fondurile necesare realizării acestei investiții sunt sau reprezintă ajutor de stat din partea Guvernului României, guvern care întotdeauna a militat pentru extinderea mediului de afaceri, pentru susținerea și suportul antreprenorilor locali sau, după caz, a investitorilor străini în România. Este de punctat faptul că întotdeauna Guvernul României va susține tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri, tot ceea ce înseamnă investiții, pentru că doar așa putem
aduce oportunități pentru fiecare localitate și inclusiv pentru județul Neamț. Să creezi 34 sau 35 de locuri de muncă în prezent cu posibilitatea în proximitatea timpului viitor, peste câteva luni de a mai angaja, înțeleg, cam aproximativ încă 30 ceva de persoane. Asta arată că suntem într-o etapă de dezvoltare a municipiului Roman și de alocare de forță de muncă. O investiție importantă, de altfel, și pe care o salut în municipiul Roman și în județul Neamț, pentru că ne-am obișnuit, să zic, municipiul Roman să atragă an de an sau în ultima perioadă, să zic, în ultimii 10 ani, investitori importanți, fie din exterior, fie parteneri autohtoni din județul Neamț sau din România. E clar că Romanul beneficiază de un suport din punct de vedere, este considerat nod rutier logistic în zonă, în regiunea de nord-est, și potențialul de dezvoltare a Romanului este uriaș de acum pe viitor, mai ales în contextul în care autostrăzile A7 și A8, dar mă refer în principal la A7, va trece chiar prin zona Romanului și tot ce înseamnă zona spre nord, comunele Cordun, Săbăoani, Gherăiești, ceea ce va însemna în viitorul apropiat dezvoltare, iar ca target de timp, cred că undeva în oglinda lui 2024-2026, cel târziu, să avem materializate aceste investiții, care înseamnă infrastructură rutieră importantă pentru România, dar mai în principal pentru zona nord-est, care va lega cu sudul țării. Sigur, și A8 e un proiect important de autostradă, care va lega nord-estul cu nord-vestul României. Felicit din nou în închidere și investitorii care stau în spate, familia Bruns din Germania, că au ales județul Neamț și municipiul Roman pentru astfel de investiție. Din partea autorităților publice, așa cum a spus domnul primar, locale și județene, după caz, și guvernamentale, aveți tot sprijinul și toată deschiderea. La noi conceptul este că antreprenorul privat este un erou și atunci eroii trebuie întotdeauna ajutați și sprijiniți. Mulțumim. Felicitări și succes întregii echipe. Mulțumesc! Mulțumim. Să rămână bună ziua, domnule director, domnule prefect, domnule primar. E un moment, iată, iar important la Roman, așa cum s-a creat o obișnuință în ultimii ani. Și sigur că proiecte mereu există și mereu sunt gândite, mereu încercăm să le materializăm. Dar așa cum spuneam și în trecut, de la idee până la realizare, trece o perioadă de timp în care unii încearcă să se implice cât mai bine și să realizeze, alții uneori n-au răbdare, iar alții uneori clachează. Iată un proiect de succes care se materializează astăzi, după o discuție inițială, în urmă cu vreun an și jumătate, care a început într-o competiție și internațională și internă, pentru că a fost, așa cum s-a spus, discuția ca această fabrică să poată să se înființeze undeva în centrul est al Europei, iar apoi în România erau și alte oportunități și alte orașe în discuții. Eu zic că Romanul, și prin poziția logistică, prin poziția strategic-geografică, dar și prin deschiderea autorităților, a reprezentat o oportunitate, pentru că de altfel poziții geostrategice ar fi avut și Bacăul, nu? Și totuși a fost ales Romanul. Aici un rol important l-a avut și domnul director Nicu Slavnea, romașcan, care a venit foarte deschis și împreună cu care am așezat pe hârtie principalele oportunități de la Roman, plecând și de la existența unei resurse umane, care într-adevăr provenea de la cele două fabrici metalurgice și mecanice din Roman, fabrica de țevi și fostul IMR, Umaru, care aveau și încă mai au un personal de înaltă calificare, iar eu spuneam și atunci, spun și acum, că acest personal trebuie fructificat nu doar prin angajare, ci și prin trainingul care se poate face în viitor, pentru că sunt oameni cu un înalt profesionalism, oameni care au dovedit competență și trebuie folosită această resursă umană,
chiar dacă unii dintre ei au ajuns la o vârstă când își pot permite să se retragă într-o zonă pasivă, dar eu cred că know-how-ul trebuie folosit și pentru generațiile care urmează, pentru că e nevoie de această calificare dobândită în timp. Este un exemplu de bună practică și de implementare a unui antreprenoriat privat de prestigiu. Mulțumim și familiei Bruns pentru că a dat dovadă de deschidere. Și iată că romanul dovedește în această perioadă că în timp ce cu anii urmă în roman unii închideau fabrici, reușim să punem bazele unui antreprenoriat profesionist de prestigiu și este o etapă care se încheie la roman. Noi sperăm că proiectul mai larg să continue, să existe acea viziune pe termen mediu și lung și în perioada următoare să existe surprize frumoase aduse de grupul AMF aici la Roman și de ce nu exemplele acestea să poată reprezenta o contaminare și pentru reprezentanții mediului de afaceri autohtoni sau din străinătate, iar după ce diferite firme, așa cum au fost și cei din Suedia, din Austria, din Germania, din America, au găsit loc de dezvoltare a unor afaceri la Roman, să devină Romanul acel oraș, nod logistic și embrion de dezvoltare a mediului de afaceri pe cât mai multe paliere, iar producția reprezintă un obiectiv important pentru autoritățile locale, regionale și naționale. Vă urez mult succes, sunt convins că lucrurile făcute aici la Roman vor ajunge în întreaga lume și Romanul se va brandui și prin produsele pe care dumneavoastră veți începe să le produceți aici. Mult succes tuturor, felicit și echipa de implementare, echipa care a colaborat din poziția de profesioniști și care și-au adus plusul de cunoștințe în ceea ce înseamnă acest proiect, dar și echipa internă care în continuare va dezvolta activitatea de producție aici la Roman. Mult succes tuturor și fie ca bunul Dumnezeu să sprijine și dezvoltarea etapelor următoare. Vă mulțumesc și mult succes!